Cu toate că au reorganizat activitatea casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Sighetul Marmației pentru a decongestiona accesul beneficiarilor la serviciile centrului, conducerea Consiliului Director recunoaște că se confruntă cu o problemă generată de situația evoluției crizei sanitare. Suntem în tot scăderea împrumuturilor, având în vedere pandemia și oamenii deja au o mică recidivă. Nu vin după atâtea împrumuturi, înțelegeți? Și pentru aia noi am luat niște măsuri, astea fost măsurile, să fim mai operativi în acordarea acelor împrumuturi, să dăm niște facilități mai apropiate, să nu stea omul o săptămână să aștepte să-i aprobăm un împrumut, să-l facem în termen de 24 de ore, același lucru și pentru membrii care sunt la comune unde vin împuterniciții. V-am spus că până la un moment dat, începutul anului, vedea o dată pe lună. Acum, de câte ori e solicitat de cineva, noi suntem aici deschiși cu doamna contabil șefă, cu domnul secretar, întocmim dosarele, verificăm actele și le dăm împrumuturile la oameni. Știe că la noi toate veniturile vin din dobânzile cu care acordăm împrumuturi, din dobânzile pe care le dau băncile și niște contribuții ale membrilor. Nu vin de la bugetul statului nimic, de nicăieri. Și problema e că au scăzut împrumuturile. Și ca număr, dar și ca sumă. Scăzând împrumuturile, scad veniturile. Deci, cred că vreo 90% din veniturile noastre realizează din dobânzi. Dar e ceva care ne doare mult, scad numărul de membri, nu pe cale naturală. Să retrag oamenii, are o cotizație acolo o anumită, sumă, vine după aia, domnule, dă-mă că nu mai am, ce face? Dacă la finele anului trecut ne gândeam că ajungem la 10.000 de membri, mai era ceva, nu știu, câteva zeci. Acum, ne apropiem la 9.000, deci suntem. Scădem, avem 9.000 și vreo 700 sau câte sunt. Deci vreo 2-300 de membri în prim, fără cei care se duc pe cale naturală, să retrag. Activitatea casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Sighet e foarte importantă pentru beneficiarii săi, pensionari din Sighet, dar și din alte 40 de localități arondate. Prin natura activității noastre, denumirea generică Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, înseamnă că întindem o mână de ajutor pentru rezolvarea problemelor financiare în familiile pensionarilor. În această perioadă de pandemie, mai mult sunt necesare aceste ajutoare, pentru că în familiile extinse, mulți tineri au rămas fără locuri de muncă, greutățile apar cu orice pas și atunci facilitățile oferite de Casa de Ajutor Reciproc sunt în măsură să rezolve parțial aceste probleme. Pe larg despre acest subiect, dar și despre activitatea CARP Sighet, puteți urmări în cadrul emisiunii Lucruri, Fapte și Oameni de Valoare, ediția din această săptămână.